1 Samuel, capitolul 11. Nahash amonitul a venit și a împresurat Iabesul din Galaad. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahash: fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Dar Nahash amonitul le-a răspuns: voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel. Bătrânii din Iabes i-au zis: dă-ne un răgaz de 7 zile ca să trimitem soli în tot ținutul lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție. Solii au ajuns la Gibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat: ce are poporul de plânge? Eu istorisit ce spusese răcei din Iabes. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți și le-a trimis prin sol din tot ținutul lui Israel, zicând: oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boii tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. Saul le-a făcut numărătoare la Bezec. Copiii lui Israel erau 300.000 și bărbații lui Iuda 30.000. I-au zis solilor care veniseră: așa să vorbiți locuitorilor Iabesului din Galaad: mâine, când va dogorî soarele, veți avea ajutor. Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie. Și au zis amoniților: mâine ne vom supune vouă și ne veți face ce vă va plăcea. A doua zi, Saul a împărțit poporul în 3 cete, a pătruns în tabăra amoniților în straja dimineții și i-a bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și n-au mai rămas doi la oaltă dintre ei. Poporul a zis lui Samuel: cine zicea Saul să domnească peste noi? Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Dar Saul a zis: nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Și Samuel a zis poporului: veniți să mergem la Gilgal ca să întărim acolo împărăția. Tot poporul s-a dus la Gilgal și au pus pe Saul împărat înaintea Domnului la Gilgal. Acolo au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Amin. În această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre experimentarea biruinței lui Dumnezeu. Este un pasaj important din cartea 1 Samuel, pentru că ne arată felul în care Dumnezeu a dat biruință poporului Israel. De la versetul 1 și versetul 2 ne arată pericolul care a venit peste poporul Israel și într-un fel am putea să transpunem pentru noi în ziua de astăzi felul în care diavolul, cel mai mare dușman al nostru, se împotrivește poporului lui Dumnezeu. Zice Scriptura: Nahash amonitul, amoniții erau un fel de verișori a poporului Israel, un popor care se trăgea din incestul dintre Lot și una din fetele lui când a fost îmbătat, da, după ce a scăpat din Sodoma și Gomora. Amoniții erau urmașii lui Lot, amoniții ăștia. Erau un fel de verișori a poporului Israel, da? Lot era nepotul lui Avram. Și amoniții ăștia, zice Scriptura, au venit și au împresurat Iabesul din Galaad. Cam din totdeauna între amoniți și Israel a fost un fel de ură. Când s-au întors evreii din Egipt, din exil, și au vrut să treacă pe la amoniți, erau verișorii lor. Te așteptai să zică: da mă, treceți pe aici, uite, vă dăm niște apă să beți și voi, că sunteți însătați după atâta umblare pe un pustiu. Nici vorbă, amoniții nu i-au lăsat să treacă pe acolo și Dumnezeu, într-un fel, a promis distrugerea lor. Dar se pare că amoniții au prins foarte mult curaj între timp și au venit și au împresurat o cetate din poporul Israel. Însă este foarte important să înțelegem contextul în care trăiau oamenii ăștia. În poporul Israel, după cum știți, chiar la începutul cărții Judecători, Dumnezeu aduce o mustrare poporului Israel, că au venit în Canaan și n-au cucerit toate popoarele și toate cetățile și toate teritoriile pe care Dumnezeu le-a promis. Ci fiecare seminție a mai lăsat ba câțiva cananiți, ba nu mai știu ce neamuri pe acolo, străine. Din cauza aceasta nu exista o unitate teritorială. Triburile erau despărțite. La un moment dat,
Chiar una dintre cetățile beniamite era în întregime sodomite, dar practicau homosexualitatea și restul Israelului nu știa chestiunea asta. Da? Și a fost războiul acela civil în care au distrus aproape întreaga seminție din Israel. Oamenii ăștia din Iabesul, din Galad, au fost oameni care au avut niște fete care n-au intrat în legământul ăla care l-a făcut poporul Israel ca să nimicească pe beniamiți, și beniamiții care au mai rămas după războiul acela civil au luat fete din Iabesul, din Galad, și în felul ăsta seminția beniamită a prins iarăși putere. Acum ei au fost împresurați. Și foarte interesant, spune Scriptura, toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: fă legământ cu noi și voți fi supuși. Datorită dezbinării care exista la vremea respectivă în poporul Israel, oamenii aceștia ar fi preferat o robie decât distrugere și anihilare. Și acum aș vrea să fac o aplicație foarte practică pentru fiecare dintre noi. Diavolul face exact în același fel. Ne cere să facem compromis. Ne cere să facem compromis, să ne supunem lui. Numai că, vedeți, e vorba asta, dacă diavolul nu te deranjează, înseamnă că merge în aceeași direcție cu el. Deci dacă n-ai niciodată niciun fel de problemă, diavolul nu-ți face niciun fel de problemă, n-ai nicio treabă nici cu tine, nici cu familia ta, totul merge strună, cel mai probabil că mergeți în aceeași direcție. Și vedeți, asta e presiunea diavolului, într-un fel. Nu e dacă faci pace cu el, dacă mergi în cadența lui, dacă îi accepti ispitele lui, el nu mai te necăjește, nu mai ai nicio problemă cu el. Deci cât timp faci cum îți spune el, nu ai niciun fel de problemă cu el. Bineînțeles că rezultatul este dezastruos și să merge din rău în rău mai rău. Dar cel puțin el te lasă în nebunia aceea, în păcatul ăla. Și cam asta spun oamenii ăștia, locuitorii din Iabes. I-au zis lui Nahaș: fă legământ cu noi și îți vom fi supuși. Noi trebuie să învățăm, niciodată nu trebuie să facem legământ cu vrăjmașul, de orice natură ar fi el. Niciodată n-ar trebui să cedăm în fața ispitei și să spunem, decât să mă mai lupt, atâta mai degrabă cedez. Niciodată n-ar trebui să fie pentru un copil al lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu, varianta asta, să faci legământ, să faci pace cu vrăjmașul. Că pacea aceea nu este o pace care îți va aduce bine. Nu este o pace care va aduce bine. Asta este pericolul. Mai uitați-vă, cam așa și diavolul. Versetul 2 spune: Nahaș, amonitul, le-a răspuns. Deci ăsta nu se mulțumea să aibă robi pe poporul Israel. Bă, uite, sunteți robii mei, munciți pentru mine, vă iau tribut, vin, vă jecmănez, vă fac praf și pulbere. Nu, el nu se mulțumește cu asta. Zice așa: voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept. Ce prostii au avut el în cap, ce nebunie i-a venit lui în cap să le scoată la ăștia ochiul drept. Ce? Nu. Care era ideea lui? Zice, și să aruncă astfel o ocară asupra întregului Israel. Cu alte cuvinte, diavolului, dacă am fi să facem o plecație, diavolului nu este destul să câștige ceva teritoriu în viața ta. Diavolul nu este destul că distruge ceva în viața ta. Diavolul vrea să te facă și de rușine. Și știți, poate, pilda asta sau povestea așa metaforică zice că diavolul, când te cheamă să păcătuiești, spune: ui, nu te vede nimeni acolo, îți face el perimetrul ăla. Zice, nu te vede nimeni, ești singur aici, nu, nicio problemă, nu, stai liniștit, fă. Și după ce ai făcut trăsnaia, ia doba și bate. Ia doba și bate și cheamă lumea să uite la ce ai făcut. Te bajocorești, ăsta e diavolul. Ăsta este diavolul. Aduceți-vă aminte, cam asta este miza cam în toată Scriptura. Spuneți în toată Scriptură exemplul acesta cu Iov, da, care e clasic, îl știm fiecare dintre noi. Ce-ar fi vrut diavolul de la Iov? Ce-ar fi vrut diavolul de la Iov? Să păcătuiască cu ce? Cu gura lui. Că Biblia precizează după aceea și zice: Iov n-a păcătuit în toate acestea cu nimic împotriva Domnului. N-a spus niciun cuvânt rău, nimic. Atât ar fi vrut diavolul. Să poată să spună după aia despre Dumnezeu, să poată să bajocorească pe Dumnezeu. Să spune: a, vezi, ăsta Iov, ăsta te-o sluji pentru banii care i-ai dat, ăsta te-o sluji pentru bunurile care i-ai dat. Normal că te-o sluji, te-ai dat o familie mare, i-ai dat o familie frumoasă, i-ai umplut viața cu bunătăți, normal că te slujește. Să aibă motiv să bajocorească pe Dumnezeu. Și asta este miza după care, pentru care trăim și acum. Poate nouă ni se pare o miză mică, dar asta este miza. Nu spune Apostolul Pavel la un moment dat când acuză poporul Israel, zice: din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu. Miza, frați și surori, miza
trăirii noastre bune sau trăirii noastre rele este aceeași pe pământul acesta. Ca diavolul să-l bajocorească pe Dumnezeu sau ca diavolul să nu aibă nimic de bajocorit înaintea lui Dumnezeu. Și abia așteaptă diavolul să vadă un pocăit care să facă ceva sau să spună ceva sau să comporte într-un anume fel, ca diavolul să poată să bajocorească după aia și să arunce o cale asupra poporului lui Dumnezeu. Abia așteaptă diavolul lucrul acesta. Și dacă ar fi poate un motiv care să ne țină în anumite situații limită, anumite situații extreme în care suntem foarte ispitiți să cedăm, poate ar trebui să fie lucrul acesta, singurul lucru acesta. Dom'le, numai de ciudă, numai de răzvrătit ce sunt împotriva diavolului, nu vreau să-l las și să-i dau vreun motiv să ocărască poporul lui Dumnezeu. Amin? Poate măcar motivul ăsta să-l ai. Când te ispitești de diavolul să spui niște lucruri, îți vine la un moment dat și ție să spui niște lucruri, ești mânios, ești nervos, sau cineva te-a deranjat sau te-a supărat sau ți-a spus ceva și îți vine să te comporți cum n-ar trebui. Nu vreau să dau exemple cum. Știți dumneavoastră cum. Poate singurul motiv care ar trebui să te mai țină, dacă nu mai ai altul, este acesta. Dom'le, nu vreau să-i dau satisfacția asta diavolului să bajocorească pe Dumnezeu și să bajocorească poporul Dumnezeu. Și pentru lucrul ăsta nu o să păcătuiesc. Și dacă n-ai niciun motiv pentru lucrul ăsta, pentru lucrul ăsta ar trebui să nu păcătuiești. Cam așa s-a întâmplat cu un vechi frate de-a nostru, un psalmist. Psalmistul Asaf spune că vedea pe oamenii răi că le mergea bine și la un moment dat s-a tulburat orea, că a zis, mă, nu mi se pare normal. Adică oamenii lumii ăstea nu trăiesc pentru Dumnezeu și o duc bine și noi pocăiți, noi care ne spetim, ne muncim, ne străduim să facem într-un fel sau altul, uite ce rău ne merge. Și era tare supărat el, tare supărat. Zice la un moment dat, zice, degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. Vedeți ce greu le merge la pocăiți? Tare greu. Zice versetul 15, foarte important, Psalmul 73. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, adică să fiu și eu ca lumea, că lor le merge bine. Și dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Deci, cu alte cuvinte, Asaf se ferește din a vorbi rău, tocmai datorită poporului Dumnezeu. Zice, mă, n-aș fi credincios poporului Dumnezeu. Aș face să fie bajocorit numele lui Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu. Și n-aș vrea să fac lucrul ăsta. Și cam ăsta este motivul care ar trebui să ne ține și pe noi de ne-a dea satisfacție diavolului, ca să nu bajocorească numele lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin! Zice Nahaș Amonitul că el vrea să aruge o cară asupra întregului Israel, asta vrea și diavolul astăzi. Dacă ne uităm la scena a doua din textul acesta, se vede căutarea după un răspuns aici. Bătrânii din Iabes i-au zis, dă-ne un răgaz de 7 zile ca să trimitem sol în tot ținutul lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne avute, ne vom supune ție. E foarte interesant că Nahaș le dă timpul ăsta. Foarte interesant. Nahaș ăsta a mizat așa de mult și s-a bazat așa de mult pe dezbinarea care era în poporul Israel, că era sigur că nu o să fie avutat de nimeni. Nahaș știa și el de războiul civil care a fost și știa și el de felul în care trăia poporul Israel și era aproape sigur, că altfel nu le dădea el 7 zile. Era aproape sigur că nu o să vină nimeni să-i apere și să rezolve problema. Era aproape sigur. Ei caută. Învățăm și noi în dimineața asta de aici ca să experimentăm biruința lui Dumnezeu. 1. Să nu dăm satisfacție diavolului. Și 2. Să căutăm răspuns la poporul lui Dumnezeu. Spune Scriptura că oamenii ăștia, soli, au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Deci s-au dus, au căutat soluție și rezolvare. Dar nu unii au căutat soluție și rezolvare. La poporul Domnului. Veți vedea în multe instanțe împărața lui Israel, care atunci când au ajuns la o anumită problemă, s-au dus și au căutat răspuns, și au căutat soluție, și au căutat rezolvare la neamurile din prejurul lor. Și au făcut tranzacții și au făcut legământ cu păgânii. Și au scos aur din casa Domnului, cum se spunea într-una din poeziile care a fost recitată în dimineața asta, au scos aur din casa Domnului, care era pus acolo pentru Dumnezeu, pentru zidirea casei Domnului, pentru treținerea casei Domnui, pentru susținerea celor care slujeau la casa Domnului, au scos aurul și l-au dat într-o parte și în alta, ca să îi ajute și să-i scape dintr-o situație în care se aflau. Aceeași variantă o avem și noi, aceleași două variante le avem și noi. Ori să te duci să apelezi la poporul lui Dumnezeu când ai o problemă, ori să te duci la păgâni.
Să duci la necredincioși, să cauți soluție. Să cauți soluție pentru problema ta. Ai o boală, ai un necaz, ai o problemă în familie, ai o problemă cu copiii. Și găsim, eu n-am auzit, vă spun sincer, poate și la noi sunt, dar n-am auzit până acum la noi, din zona în care eu vin să se facă lucrul ăsta, oameni care se duc, domnule, ai ieșit din la ortodox și te duci la un preot ortodox să-ți rezolve problema. E o prostie asta. Și să-ți facă la nu știu ce dezlegări, legări, sau ce mai știu eu ce poate să-ți facă acolo. Să-ți ghicească în Biblie, să-ți jure pe Biblie, ce știu eu ce fac cu oamenii acolo. Ce treabă ai tu, om al lui Dumnezeu, care ai fost izbăvit din păcat și din rătăcirea aceea, a umblat după sfinți și după moașe și mai nu știu ce lucruri, ce ai tu, copil al lui Dumnezeu, să te duci să cauți rezolvarea acolo? Sau ce ai tu, copil al lui Dumnezeu, să cauți rezolvare în zodiac? Ia-ți-vă, ce zice zodiacul Domnului despre mine? Eu ce? Ce știu eu, ce animale mai zic oamenii că se ia acolo? Ce zice despre mine? Asta o să mi se întâmple. Asta e. Destinul, soarta, m-a lovit, așa au fost destinat să mă enervez, așa au fost destinat să fiu mai agitat, așa au fost destinat să nu pot să țin relațiile legate. Dacă zice zodiacul că nu pot să țin relația legată, ce să fac? Trebuie să o rup acum, nu? Dacă zice zodiacul. Ca și cum zodiacul e Dumnezeu să-ți spună ție ce să faci. Asta înseamnă să te duci la păgâni. Din punctul meu de vedere, nu doar că este o prostie lucrul ăsta. Este și un lucru demonic, drăcesc. De unde să-ți poată să spună analfabeții ăia, care mulți dintre ei nu știu să lege bine două cuvinte, nu știu gramatica limbii române, de unde să știe ea să spună ție viitorul? Am văzut o scenă foarte interesantă apropo de asta, că trebuie să mai râdem câteodată, e bine. Zice că dacă nu putem râde în casa Domnului, ceva nu-i cum trebuie. Am văzut pe cineva chemat la o emisiune care tot așa spunea el că el poate să profețească viitorul și da seama că unul din ăsta poate profeți viitorul, te duci la el. Mă, ce o să se întâmple cu afacerea mea, cu casa mea, cu mașina mea, cu planurile care am? Te duci să-l întrebi. Și zice că el era mare profet și le întreabă ăsta care îl intervievea. Zice, dumneavoastră, sunteți profet, puteți să preziceți viitorul? Zice, da. Și dă o palmă la asta. Zice, asta n-ai putut să o prezici, asta n-ai putut să o știi. Și adevărul că nu a putut să o prezic aia, nu a putut să o... Cam așa puteți să faceți cu toți aia care zic că știu viitorul. Să vedeți foarte ușor îi puteți demasca. Da. Ideea care este, frați și surori, ideea asta este, când avem de căutat un răspuns, să-l căutăm la Dumnezeu. Amin? Am auzit cineva care mi-a, așa, transmis, domnule, dacă nu vrei să mă ajuți, eu mă duc la nu știu ce șaman din ăsta spiritual, ce știu ce vrăjitori, ce știu ce mai sunt ăștia, dacă nu mă ajuți. Deci noi nu putem să facem lucrul ăsta dacă suntem copii al lui Dumnezeu. Noi știm că există un popor al lui Dumnezeu, că există o casă al lui Dumnezeu, că există un Dumnezeu în ceruri, că Dumnezeu ne-a lăsat un cuvânt, că Dumnezeu ne-a lăsat oameni cu care ne putem sfătui și care ne pot ajuta și nu avem absolut deloc nevoie, în niciun fel de problemă. Oricât de, cât de departe s-ar duce limita, oricât de departe, poate simțim așa că se rupe coarda, că nu mai rezistăm, niciodată n-ar trebui să apelăm la alți oameni decât la poporul Dumnezeu. Amin? Doamne ajută-ne! Am lămurit și problema asta. Sole au ajuns la Ghibea, cetatea lui Sau, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Scena 3, uitați la reacția poporului. Și tot poporul a zis, domnule, gata, mergem să-i ajutăm. Ia scuza. Și tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Vedeți? Vedeți, acum îi înțelegi și pe unii ăștia care se duc într-o parte în alta. Eu dacă vin la tine, ajută-mă, tu începi să plângi. Ce mult m-ai ajutat, mulțumesc de ajutor. Da, ai fost de foarte mare ajutor, m-ai ajutat extraordinar. Și poporul a plâns. De ce a plâns poporul? Că era dezbinat. De ce a plâns poporul? Că avea un împărat care era la arat acum. A fost ales împărat. Le-au spus dreptul împărăției. Ei trebuie să slujească împăratul. Împăratul să fie pregătit acolo. Zice că a fost ridicat ca să poarte războaiele Domnului. El încă purta războaiele cu cartofi și cu semănatul, cu seceratul, împăratul. Asta făcea împăratul. Biblia spune, tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Într-un fel poți să vezi și un lucru bun aici și un lucru rău. Lucru bun e că le păsa de ceilalți, nu? Ei bine, dacă tu ai venit la mine și spui, nenorocit, îți terminat, și eu zic, mă, Domnul Iisus să fie cu tine. La revedere. Na, deci nu, n-ai făcut nimica, da? Dacă plâng cu tine, Biblia spune, plângeți cu cei ce plâng. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar zice, dacă îl vezi pe fratele tău fără haină și tu ai două, Doamne, împarte cu el una. Nu zici, uite, plâng cu tine, uite, o să mă rog pentru tine. Alea sunt lacrimi de crocodil, știți, nu te ajută la nimic a plânsul ăla. Bine, ai plâns, după ce ai plâns, acum mie mi-e frig, știi cum zic? Mi-e frig, poate mă poți ajuta puțin mai practic cu plânsul. Cu lacrimile nu încălzește pe nimeni.
lacrime poate să încălzească așa puțin sufletul, dar după aia dacă ți-e frig tot să rămâi înfrigurat. Ai nevoie de o haină, dacă n-ai haină. Poporul plânge. Să vede sensibilitate la poporul lui Dumnezeu și ar trebui să se vadă sensibilitatea asta și la noi. Când auzi de un frate sau de o soră că diavolul sau că are o problemă materială, spirituală, ar trebui cel puțin inima noastră să plângă. Cel puțin inima noastră să plângă. Și de obicei când îți plânge inima, îți plâng și ochii. De obicei când îți plânge inima, îți plâng și ochii. Ar trebui pentru frații și pentru surorile noastre care au aceeași mântuire prețioasă primită de la Domnul Iisus și care au aceeași moștenire promisă de Domnul Iisus și cu care vom împărtăși cerul o veșnicie întreagă. Ar trebui că atunci când lor le merge greu, să ne plângă și nouă inima. Amin? Așa ar trebui, că dacă îți plânge inima, după aia ești mișcat să faci ceva. Dacă nu îți plânge inima, nu faci nimica. Și, dar mă mai gândesc la un motiv pentru care plângeau. Credeți că amoniții ăștia s-ar fi mulțumit numai cu cetatea asta? Dacă ar fi cucerit-o, credeți că s-ar fi mulțumit numai cu ea? Nu s-ar fi mulțumit numai cu ea. Că diavolul, noi zicem, măi, diavolul, dacă îi dai 5 cm în casă la tine, crezi că el se mulțumește? Știți cu cuiul ăla, nu? Bătut în casa altcuiva. Lasă-mă numai să am un cui în casa ta. Numai eu intru fiecare zi în casa ta și mi-agăț în cui ce vreau eu. Și dacă într-o zi vin și pun acolo o muță moartă în casă la tine, te-am scos afară. Te-am scos afară din casă. Cam asta face diavolul. Diavolul zice, mai puțin, mă, da, îmi dai puțin. O cetate, nu trebuie să-mi dai mult. Nu-mi dai mult, mai puțin. Ei, dar de puținul ăla el se folosește după aia. Și după Iabesul din Galad, urma Ghibea și urmau alte cetăți și alte cetăți și alte cetăți și alte cetăți. Și normal că poporul a plâns. Și să știți că în același fel este și în adunare. Dacă diavolul reușește pe cineva care vine în fiecare duminică și care se roagă aici și cântă Domnului, reușește să pună mâna și să facă ceva în viața lui, să nu cred că pe mine nu mă poate urmări, să nu cred că pe mine nu mă poate ataca, să nu cred că eu sunt cumva prea sfânt pentru Satana ca să se atingă el de mine. Nu! Dacă o atingi pe cineva, sigur se poate duce și la altcineva. Și de aceea trebuie într-un fel să fim sensibili la problemele și la nevoile celorlalți. Dar un popor fără conducere este deznădăjduit. Nu știe ce să facă. Plâng. Plânsul ăsta e și bun și rău. Versetul 5. Saul tocmai se întărcea de la câmp. Bine că s-a întors la timp. În urma boilor. Și a întrebat, ce are poporul de plânge? I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes. Și aici se schimbă macazul. Avem scena a patra, în care vedem ce se întâmplă cu Saul. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Ca Dumnezeu să dea biruință, frați și surori, este nevoie de un singur om, să știți, un singur om care să fie împuternicit cu Duhul Sfânt. Este o lecție așa de importantă în toată Sfânta Scriptură, de la început și până la final. Oamenii prin care Dumnezeu a izbăvit poporul Israel au fost oameni împuterniciți, umpluți cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că misiunea pe care noi o avem de făcut în lumea asta e atât de greu de îndeplinit, încât numai prin Duhul lui Dumnezeu o putem face. Numai prin Duhul lui Dumnezeu o putem face. Și dacă este un lucru pentru care vă rugați, pentru slujitorii sau păstorul din această adunare sau învățătorii sau cine mai slujește aici, un lucru pentru care ar trebui să ne rugăm constant este ca ei să fie umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. Așa vine izbăvirea. Izbăvirea nu vine de la un om. Vine printr-un om, dar vine de la Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Numai așa vine. Numai așa Dumnezeu a schimbat cursul istoriei când s-a ridicat un singur om pe care Dumnezeu l-a umplut cu Duhul lui, căruia i-a dat putere și care l-a făcut un lider, un conducător plin de putere și cu care, om cu care Dumnezeu a putut să lucreze și să aducă izbăvirea. Se observă un lucru foarte interesant aici. Versetul 6 spune, a venit Duhul lui Dumnezeu peste el și s-a mâniat foarte tare. A, întrebare, cum poate să vină Duhul Sfânt peste tine și să te mâni foarte tare, nu că te mâni, te mâni foarte tare. Să-l vezi pe un om așa, înfocat, puternic, să spui ce s-a întâmplat cu tine, măi, că văd așa, că ești ca un cazan sub presiune. Și el să spună, a venit Duhul Sfânt peste mine. Îl crezi? Da sau nu? Sincer, îl credeți? Nu îl credeți, normal că nu îl credeți. Deci dacă vezi pe cineva foarte înfocat, așa înroșit, ca fierul ținut în foc, și te duci și îl întrebi care e problema, sau te temi să te duci să-l întrebi care e problema, dar nu te aștepta să spună că a venit Duhul Sfânt peste el. Acum eu nu știu dacă s-a înroșit ăsta sau s-a înfocat Saul. Dar lucru e clar, care îl afirmă Biblia aici. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și ca reacția venirii Duhului Sfânt peste el s-a mâniat foarte tare.
Vedeți, noi trăim într-o, Biblia spune în Efeseni capitolul 5, mâniați-vă și nu păcătuiți. Pentru noi există o contradicție între mânie, între mânie și sfințenie. N-ai cum să fii și mânios și sfânt. Eu vă întreb pe dumneavoastră, Dumnezeu se mânie? Biblia spune într-un psalm că Dumnezeul nostru se mânie în orice vreme. În orice vreme. Mânia lui Dumnezeu este împotriva oricărei nelegiui și oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu se mânie. Este Dumnezeu sfânt când se mânie? Ar fi o blasfemie să spunem că Dumnezeu nu-i sfânt. Că zice, uite, acum las sfințenia deoparte, că m-am înfuriat și sunt așa de nervos acum, de nu mai pot. Las pocăința, cum zice noi, las pocăința vă 5 minute deoparte, că nu mai pot de mânie. Nu există așa ceva la Dumnezeu. Dumnezeu e și mânios și sfânt în același timp. Asta înseamnă că există o mânie sfântă. Cea mai multă mânie e nesfântă. Deci cea mai multă mânie este nesfântă. De asta imediat Pavel spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Că dacă întinzi prea mult coarda, mânia se transformă în cu totul și cu totul altceva. Dar este un lucru clar aici, că a venit Duhul lui Dumnezeu peste Saul acesta și s-a mâniat foarte tare. Ce cred că este mânia asta sfântă? Mânia asta sfântă este mânia aceea împotriva dușmanilor poporului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, vă dau exemplu foarte clar. Nu obișnuiești să te rogi. Și îți dai seama că dacă nu te rogi, înseamnă că diavolul te păcălește. Diavolul te păcălește în fiecare zi ca să sugă, așa ca o sugativă, toată puterea spirituală din viața ta prin simplu fapt că nu te rogi. Și te împiedică să te rogi, te împiedică să citești Sfânta Scriptură, te împiedică să vii la adunare, te împiedică să-L mărturisești pe Domnul, te împiedică o grămadă de lucruri sau te ajută și te susține să păcătuiești. Și la un moment dat vine Duhul Sfânt peste tine și te saturi, Domnule, te enervezi, te mâni și spui, băi, m-am săturat de viața asta. Dar eu nu am timp, Domnule, să mă rog, dar eu nu am timp, Domnule, să citesc Biblia, dar eu nu am timp să mă duc la adunare, dar eu am timp să-L studiez pe Dumnezeu și te mânii așa de tare încât iei atitudine și începi să faci ceva în domeniul acela sau în sensul acela. Sau te saturi la un moment dat de un păcat din viața ta. Și îți vine, Domnule, să trântești lucrurile alea jos, păcatele alea, mizerile alea, nenorocirile alea și să spui, gata, din ziua asta gata, aia este o mânie sfântă. Și să ne dea Dumnezeu tuturor mânia asta sfântă. Amin? Sau cu alte cuvinte să spui la un moment dat, Doamne, m-am săturat să văd pe frații mei și pe surorile mele în starea asta. Vreau să fac ceva pentru ei. Și să te apuci să faci ceva pentru ei. Aia este o mânie sfântă. Mânia sfântă este momentul în care Duhul Sfânt vine peste tine și îți dă o pasiune, o putere nouă ca să faci ceva pentru un lucru din viața ta sau pentru un lucru din poporul lui Dumnezeu care are nevoie de rezolvare. Aia este mânia sfântă. Și eu cred că o mare problemă a pocăiților din vremea noastră, din secolul nostru, este apatia asta, dezinteresul ăsta, indiferența, neputința asta. Stăm și ne uităm unii la alții. Doamne, ce am putea să facem? Mergem prost. Asta este, mergem prost. Ce să facem? Mergem rău. Ce să facem dacă mergem rău? Să închid bisericile pe la sate. Ce să facem, frate? Asta este, nu? Ziceți dumneavoastră, ce am putea să facem? Asta este. În vremurile din urmă, vremuri grele, nu a zis Domnul Iisus că dacă va mai găsi El oare credință pe pământ? Așa e, vedeți, trebuie să împlinească Biblia, nu? Să fie apatie, să fie indiferență, să se răcească dragostea, să fie necredință, că doar așa zice Biblia că o să fie în vremurile din urmă și noi vrem să împlinim Biblia. Noi vrem să împlinim Biblia. Nu! Nu asta e atitudinea. Vedeți, asta e atitudinea generală. Dar lucrurile se schimbă, știți când se schimbă lucrurile? Când e un om, 2, 3, 4, 5, așa ar trebui să fie tot poporul lui Dumnezeu, peste care vine Duhul lui Dumnezeu și experimentează mânia asta sfântă care nu-i mai lasă să rămână în felul acesta, ci iau atitudine. Și spune Scriptura așa, a luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți și le-a trimis prin sol în tot ținutul lui Israel. Boii, în vremea respectivă și o vreme și în țara noastră, au fost modul în care oamenii își câștigau pâinea de fiecare zi. Cei mai mulți dintre ei făceau agricultură. Dacă le luai boii, nu mai aveau cu ce să facă agricultură, adică nu mai aveau de mâncare. Asta era traiul lor, în felul ăsta trăiau. Și Saul, într-un fel, ni se pare nou că ar trimite o amenințare aici. Zice, oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boii tăiați la fel. Adică o să rămâneți calici, săraci. Dacă nu veniți și faceți treaba asta. Ce transmite Saul, cu alte cuvinte, eu nu cred că e amenințat. Că dacă i-ar fi amenințat Saul, zicem noi și noi care suntem în frunte sau suntem lideri sau suntem învățători sau nu știu ce slujiri facem în casa Domnului, avem voie să amenințăm poporul Domnului. Nici vorbă. Saul, cu alte cuvinte, spune în felul următor. Dacă nu veniți să avutați acum pe ăștia din Iabesul din Galaad, la fel o să păziți și voi, că ăștia cuceresc o cetate și o să vă cucerească și pe voi. O să vă ia și vouă vitele, o să vă ia și vouă
lucrurile astea cu care munciți voi, da? Nu vă voi puteți întreține traiul. Asta spune Saul aici. Și noi ar trebui să înțelegem lucrul ăsta. Să știți, dacă Satana reușește să cucerească pe cineva în casa Domnului, în poporul Domnului, dacă reușește să facă dezbinare, dacă reușește să distrugă în viața cuiva și noi nu facem nimic, să știți, aia este o breșă pe care a făcut-o Satana în casa lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu. Și nu se va opri acolo Satana. Asta e 100%, nu se va opri acolo. Ce spune Saul este următorul lucru. Dacă noi tot restul poporului care n-am fost încă atacați, nu luăm atitudine, nu facem ceva pentru situația aceea, pentru problema aceea, sigur Satana o să treacă la următorul, o să treacă la următorul, o să treacă la următorul. Și sunt, bineînțeles, locul în care Satana a făcut vraște la cap la coadă. Pentru simplu fapt că a făcut vraște în casa la unul și am spus, domnule, ce să mă bag eu în casa lui Luci sau în casa lui fratele cutare? Nu mă bag, nu-i treaba mea, nu-i treaba mea. Fiecare cu casa lui. Și după mentalitatea aceasta individualistă, diavolul a profitat de ea, s-a bucurat de ea și a trecut de la casă la casă, de la casă la casă, de la casă la casă și a făcut vraște în unele adunări. A făcut vraște. Pentru simplu fapt că oamenii au spus, nu ne băgăm. Și foarte ușor, să știți, atitudinea asta de a te spăla pe mâini e foarte ușor. E foarte ușor să faci. E cel mai simplu lucru pe care să faci. Dar e și cel mai fireș și carnal și diabolic. Nu, n-am nicio treabă. Ce treabă am eu cu el? El a făcut, el să rezolve problema. Nu e așa. Nu e așa. Că dacă a făcut la el diavolul, s-ar putea să treacă și la tine. Și sigur va veni și la tine. Și noi nu putem să supraviețuim ca popor al lui Dumnezeu singuri. Noi nu putem. N-am fost construiți așa. Spiritual, din punct de vedere, ADN-ul nostru spiritual este să funcționăm, să fim împreună, să ne pese unii de alții, să lucrăm împreună. De aceea asta este învățătura pe care o dă Saul prin cuvintele pe care le spune. Oricine nu va merge, va păți la fel. Va păți la fel. Și spune versetul 7 așa. Ultima parte. Groaza Domnului a apucat pe popor care a pornit ca un singur om. N-ar fi reușit, ascultați-mă, frașilor, n-ar fi reușit să-i strângă nimeni niciodată pe dezbinații ăștia. Nimeni niciodată. Spune fraza aceea care se repetă mereu. Fiecare făcea ce îi plăcea. Ce tăia pe ei capul? Noi așa vrem să facem. Ce treabă aveți voi? Nimeni n-ar fi reușit să-i strângă pe oamenii ăia. Nimeni decât Dumnezeu. Da, într-adevăr, este nevoie de un om împuternicit, de un om care îi pasă, de un om care îi cheamă lumea, de un om care le arată celorlalți repercursiunile. Și vedeți, noi trebuie să știm care sunt repercursiunile faptului că ne dăm înapoi, faptului că suntem apatici, faptului că suntem indiferenți, faptului că nu vrem să ne implicăm. Trebuie să știm care sunt repercursiunile. Că în felul ăsta suntem mișcați. În felul ăsta suntem mișcați și motivați de foarte multe ori. Dar numai Dumnezeu este acela care poate să ne strângă împreună. Amin? Să știți că numai Dumnezeu poate să ne strângă împreună. Acum, eu nu știu dacă vreți să ne strângem împreună prin groaza Domnului. Zice, groaza Domnului a apucat pe popor care a pornit ca un singur om. Probabil că trebuie să ne rugăm pentru groaza Domnului. Doamne, nu reușim să ne strângem. Nu reușim să ne strângem la rugăciune. Nu reușim să ne strângem în casa Domnului. Nu reușim să ne strângem pentru o slujire, una sau alta. Doamne, probabil că ar trebui să ne rugăm să vină groaza Domnului peste noi. Că dacă vine groaza Domnului peste noi, ne strângem. Asta spune Biblia. Groaza Domnului a apucat pe popor care a pornit ca un singur om. Dacă altă soluție nu este, e bună și groaza Domnului. E bună și groaza Domnului dacă altă soluție nu este. Este o groază bună, este o teamă de Dumnezeu care a prins pe poporul lui Dumnezeu și s-au strâns ca un singur om. Teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Teama de Domnul este ferirea de rău, spune Sfânta Scriptură. Saul a făcut numărătoarea, la Bezec copiii lui Israel erau 300.000 și bărbații lui, da, 30.000. Și avem a cincea scenă aici, aceasta a victoriei și a luptei, au spus celor din Galaad, mâine când va dogori soarele, veți avea ajutor. Soul au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie. Problema nu era rezolvată, dar au avut o promisiune de la poporul lui Dumnezeu. Așa ar trebui să funcționeze poporul lui Dumnezeu. Ai o problemă spirituală, materială. Poporul lui Dumnezeu să contribuie, să te încurajeze, să te avute și să se umple inima de bucurie, că ai oameni lângă tine. Și au zis amoniților, mâine ne vom supune vouă și ne veți face ce vă va plăcea. Versetul 11. A doua zi Saul a împărțit poporul între cete, au pătruns în tabăra amoniților în strava dimineții și au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat, foarte important, cum sublinează aici izbânda și victoria lui Dumnezeu, au fost risipiți și nu au mai rămas doi la oaltă dintre ei. Doi nu au mai rămas la oaltă. Dumnezeu a dat o biruință decisivă. Dar vreau să încheiem în seara aceasta, în dimineața aceasta, cu ultima scenă care este foarte importantă. Felul în care ar trebui celebrat o victorie a lui Dumnezeu. Dumnezeu a adus victoria.
A venit groaza Domnului, a venit omul ăsta, un pluc cu Duhul lui Dumnezeu, i-a strâns pe toți și s-au dus și au rezolvat problema. E simplu, e simplu, cam așa trebuie să funcționeze poporul lui Dumnezeu. Versetul 12. Poporul a zis lui Samuel. Deci, cum s-au gândit ăștia să sărbătorească? Fiți atenți. Cine zicea Saul să domnească peste noi? Deci când au văzut ce a făcut Dumnezeu prin Saul, cine zicea Saul să domnească peste noi? Că au fost câțiva cârcotași din ăștia când l-au ales pe Saul împărat, au fost câțiva cârcotași care au zis, ce e ăsta, mă? Cu el. Nu, e ăsta nimic de capul lui. Vine din Beniamin, ei au fost, vai de steaua lor, cei mai mici, cei mai prăpădiți și păcătoși. Nu-mi da 2 lei pe Saul. Zice, dați încoace pe oamenii aceia să-i omorâm. Ce zice de felul ăsta de a celebra biruința lui Dumnezeu? Care nu era de acord cu noi? Vezi ce a făcut Dumnezeu prin noi? Care nu era de acord cu noi? Hai, la tăiere! Păi, sunt unii oameni care așa se gândesc ei să celebreze victoria lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care așa experimentează bucuria. Cum experimentează bucuria? Vezi că ne-a ieșit? Vezi că ne-a mers bine? Ia, ce spuneți acum? Să-ți facă în ciudă. Să-ți arăt că Dumnezeu lucra prin noi. Să-ți arăt ce s-a întâmplat când noi ne-am dus și am făcut ce am făcut. Poporul a zis, chiar lui Samuel i-a spus, dați încoace pe oamenii aceia să-i omorâm. Aici trebuie să învățăm o lecție despre situațiile în care nu suntem de acord în toate lucrurile. Când nu suntem de acord în toate lucrurile. Și s-ar putea ca tu să ai o dreptate într-o situație sau alta. Și s-ar putea ca Dumnezeu să lucreze prin tine și să binecuvinteze lucrarea ta. Și eu să nu fiu de acord cu tine. Și după ce Dumnezeu ți-a dat ție binecuvântare și a mers lucrarea bine, și a mers slujirea bine, știți care este testul? Cum te vei raporta tu la mine, eu care n-am fost de acord cu tine și Dumnezeu te-a binecuvântat, cum te vei raporta la mine? O să te uiți așa, bă, ăla micuțul care nu erai de acord cu noi, vezi ce-a făcut Dumnezeu cu noi? Ia gurița mică, fă-te micuț acolo și bagă-te în pământ singur și pune pământ singur pe tine și cruce deasupra. Cam asta e atitudinea care ar putea să fie și asta e atitudinea unor oameni. Atitudinea normală nu e asta în poporul lui Dumnezeu. Da, sunt situații în care nu suntem de acord. Da, sunt situații în care nu vedem lucrurile la fel. Dar fiecare dintre noi trebuie să vedem și să ne deschidem ochii la un moment dat când Dumnezeu a dat biruință. Și spune Scriptura așa, dar Saul a zis, nu Samuel, că ei au zis lui Samuel să-i omoare pe ea care nu l-a acceptat pe Saul, dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Cu alte cuvinte, Saul le explică următorul lucru. Mă, oameni buni, nu-i vorba nici despre mine, nu-i vorba nici despre ei. Nu-i vorba nici despre ei care n-au fost de acord ca eu să fiu împărat, nu-i vorba nici despre mine prin care Dumnezeu a lucrat astăzi o biruință. Este vorba despre următorul lucru. Domnul a dat o izbăvire lui Israel. Amin? Așa ar trebui să vedem. Dumnezeu a lucrat prin ăla, Dumnezeu a lucrat prin ăla, Dumnezeu a lucrat prin ăla. Eu nu trebuie să fiu invidios sau să fiu, să am o atitudine de genul acesta, similară cu invidia sau altceva de genul ăsta, față de un frate sau față de o soră prin care Dumnezeu a lucrat și cu care eu nu am fost de acord. Slăviți să fie Dumnezeu că Dumnezeu a lucrat. Nu contează că Dumnezeu a lucrat prin el sau prin așa, că eu n-am fost de acord în totalitate cu el sau cu ea. Asta nu contează. Ce contează este biruința lui Dumnezeu. Amin? Cam asta ar trebui să fie atitudinea mea și a ta când Dumnezeu te avută să faci un lucru sau altul. Să dai gloria lui Dumnezeu că Dumnezeu a dat o izbăvire lui Israel. Deci în ziua biruinței ar trebui să arătăm bunăvoință. În ziua biruinței ar trebui să arătăm bunăvoință. În ziua biruinței ar mai trebui să fie ceva. Zice, Samuel a zis poporului, veniți să mergem la Gilgal ca să întărim acolo împărăția. Tot poporul s-a dus la Gilgal și au pus pe Saul împărat înaintea Domnului. El fusese deja uns împărat și pus împărat. Dar o parte din popor nu l-a acceptat. În punctul în care Dumnezeu l-a validat pe Saul, că dacă eu încerc să mă validez eu pe mine însă, să știți, ar trebui să-mi iau vă câteva secole și tot nu v-aș convinge că trebuie să fiu validat. Dacă Dumnezeu validează un om, nu mai există nevoie de nimic altceva. Dumnezeu arată în văzul tuturor dacă cineva trebuie să fie validat sau nu trebuie să fie validat. Și Samuel, care era conducătorul spiritual al poporului, da, profetul lui Dumnezeu în Israel, recunoscut de tot poporul, a zis poporului, veniți să mergem la Gilgal ca să întâlnim acolo împărăția. Acolo, aici este o lecție spirituală. Oamenii prin care Dumnezeu lucrează, oamenii pe care Dumnezeu îi validează, ar trebui să valideze și biserica. Amin? Amin. Da, asta se întâmplă. Arată bunăvoință, recunosc pe omul acesta prin care Dumnezeu a lucrat și mai spune Scriptura ceva.
acolo au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului. S-au închinat Domnului acolo. Când Dumnezeu a dat biruință, poporul s-a închinat Domnului. Poporul s-a închinat Domnului, au fost binecuvântați cu un duc de închinare. Și în final, spune, toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Fiecare dintre noi ar trebui să reacționăm așa la biruința lui Dumnezeu. Să ne bucurăm, să ne închinăm, să celebrăm biruințele pe care Dumnezeu ne le dea. Puteau să spună evreii în ziua aceea, da, am biruit noi azi până așa monitul, dar uite că mai sunt atâtea popoare păgâni care au rămas în Israel și pe care încă nu le-am biruit. N-are sens să ne bucurăm. Înțelegeți? Da, ai putea să zici când Dumnezeu îți dă biruință, da, Dumnezeu mi-a dat biruință în lucrul ăsta, dar cine știe ce o să se mai întâmple până la sfârșitul vieții mele? N-are sens să mă bucur acum. Nu! Dumnezeu ți-a dat o biruință azi, bucură-te azi de biruința lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu pentru biruința aceea și arată bunăvoință celorlalți oameni din jurul tău. Nu să trăiești sub speculația că mâine, poi mâine, răspoi mâine, poate o să fiu înfrânt, poate cine știe ce altceva o să mi se întâmple și așa că n-are niciun sens să mă bucur azi. Nu. Biruințele pe care Dumnezeu le dă trebuie celebrate și biruințele care sunt celebrate stârnesc credința în inima noastră și ne fac să ne încredem mai mult în Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu dă biruință. Dar lecții pe care trebuie să le învățăm, câteva importante, sunt acestea. Diavolul va profita de dezbinarea care există în poporul lui Dumnezeu. Și de asta a profitat și Nahaș, amonitul, față de oamenii aceia din Iabesul din Galad. Erau dezbinați și au fost siguri că îi fac harcea parcea. Au fost siguri. Pentru că erau dezbinați. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu unitate. Biruința vine când există un singur om, măcar unul, peste care să vină Duhul lui Dumnezeu și să sămânie, un om căruia să-i pese, un om în care să fie turnată pasiune pentru gloria lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt, amin? Și acum, dacă câteodată e greu să ne strângem pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu are soluția Lui, groaza Lui. Groaza Lui. Dar vedeți, asta n-a fost o groază rea. Este groaza Domnului care a pus pe fugă pe vrășmaș. Deci este aceeași groaza lui Dumnezeu arătată pentru poporul lui Dumnezeu într-un sens pozitiv, care a strâns poporul lui Dumnezeu, care a strâns poporul lui Dumnezeu și le-a dat biruință.